Cel mai lung salam de biscuiți a fost gătit la Alba Iulia. 20 de bucătari au muncit mai bine de 5 ore pentru a crea 25,6 metri de salam de biscuiți, unul dintre cele mai savuroase deserturi din România. Inițiativa i-a aparținut bucătarului Alba Iulian Cosmin Toma, care a reușit să obțină un nou record culinar. Voi tăiați cele 4 kg de rahat, cele 3 kg de ciocolată, vă rog frumos să le tăiați mai micuțe un pic. Voi sfărâmați biscuiții, avem 27 de kg de biscuiți, am pus și stafidele la înmuiat, iar eu trebuie să pun laptele și untul împreună cu cacaoa și zahărul la încălzit. În 2 ore trebuie să terminăm treaba. Ideea mi-a venit să facem ceva inedit la Alba Iulia și să promovăm deserturile românești, pentru că, deși poate vi se pare ceva ieșit din comun, dar un salam de biscuiți poate oricând să întreacă un desert francez, să zicem. Am folosit ingrediente românești, biscuiți românești. Bineînțeles, ne-am inspirat din bucătăria bunicii. Este o rețetă de 50 de ani, dar eu am ales să umplu puțin la ingrediente, să mai adaug câteva ingrediente. Salamul de biscuiți, după cum vedeți, aproape este finalizat, doar mai trebuie pus la rece și după aceea o să-l montăm. Adică o să unim bucată cu bucată ca să iasă 10 metri de salam. Eu zic că o să iasă și mai mult de 10 metri. O să fie un record în România, zic eu. Cei prezenți au fost mai mult decât încântați de gustul salamului și au spus că este unul dintre cele mai delicioase preparate gustate vreodată. Aceasta este varianta finală a salamului de biscuiți. L-am aranjat puțin mai excentric, dar de ce l-am aranjat așa? Ca să arăt românilor că și un salam de biscuiți poate concura oricând cu bucătăria franțuzească. Cum ți se pare salamul de biscuiți? Foarte bun. Mi se pare că are gustul celui din copilărie făcut de mama. Am văzut că are și 25 de metri. Nu știu, simt aromă de cocos, ciocolată, stafidă, deosebit, foarte gustos. Super bun. Și mă bucur că au făcut ceva special pentru a fi ceva semnificativ, aparte de sărbătoarea de fast food, sau cum să spune. Ce gust are? Gust de biscuit, cu cacao, cu rom, cu rahat, super bun. Așa-l face și dumneavoastră acasă? Da. Este foarte bun. Cum ți se pare inițiativa asta de a face un salam atât de lung? Foarte interesantă și mă bucur că au reușit. Ce gust are salamul? Foarte, chiar foarte bun. E delicios. E tradițional ca la mama acasă? Da, chiar are un gust foarte bun și mă bucur că am degustat din el. Recordul a fost obținut în fața unui public numeros în cadrul Alba Carolina Food Fest.